Liviu Rebreanu, Ciulandra, Moto. Și nu știi că tu ești călos și mișel și sărac și orb și gol. Apocalipsa 3, 17 Capitolul 1 Taci! 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 O provălise pe sofa și cu genunchiul drept îi zdrobea sânii, degetele și le înfipsese în gâtul ei, plin și alb, parcă ar fi vrut să năbușe un răspuns de care se temea. Îi simțea corpul zvârcolindu-se, întocmai ca sub o îmbrățișare fierbinte și zvârcolirea îl înfuria mai nătâng. Taci! Taci!" Repeta același cuvânt, cu același glas horcăit, fornăind pe nas rar, prelung. Ochii lui inflați, nu vedeau totuși nimic, ca și când s-ar fi coborât peste ei un obositor văl roșu. Într-un târziu, o atingere molatică îi cuprinse brațele, numai câteva clipe, și apoi se topi, neputincioasă. El își dădu seama ca prin vis că trebuie să fie mâinile ei, încercând să se apere. Și atunci, deodată și foarte deslușit, își auzi propria ei voce, aspră, strâmbă, găfăită, răbufnind ca dintr-o adâncime de pivniță. Îi trecu fulgerător prin gând, ce glas și îndată, parcă și-ar fi recăpătat brusc vederea, zări două globuri albe sticloase, aproape ieșite din orbite, cu o fină rețea de vinișoare roșii, încercuind o pată rotundă albastră viorie, ochii ei înmărmuriți într-o lucire de spaimă resemnată. Privirea îl ustura ca o mustrare nesuferită. Da, a... Vruse să strige, dar acum sunetele, îi se sfârmau în cerul gurii, hrăitoare și uscate, iar globurile albe, în aceeași vreme, se măreau mereu și se împreunau într-un disc cenușiu, care apoi începea să se învârtească amețitor în prejurul petei albastre nemișcate. Un simțământ greu de leșin îi înmuie brațele. Îi se părea că are să se prăbușească și căuta disperat un sprijin. Ca trezit dintr-un coșmar, sări trei pași înapoi. Degetele îi rămase rășchirate și țepene. Se uită împrejur năucit. Făcea sforțări să se orienteze. Razele becurilor, gălbui și filtrate, îl dureau, ca și când ar fi intrat repede după un întuneric mare într-o lumină orbitoare. Toate lucrurile îi se înfățișau cu reliefuri neobișnuite. Lângă sofa, blana de urs alb se zbârlise, iar capul cu ochii morți, de sticlă, îl privea căscând gura către el amenințător. În cămin, două buturuci mocneau cu flăcări galbene, ce se răsuceau și se întindeau mânioase ca niște limpi de balaur, între cele două ferestre dinspre stradă, consola, cu oglinda până în tavan, încărcată de pufuri, borcane, sticluțe și alte obiecte din arsenalul de întreținere a frumuseții feminine, părea o ființă vie, încremenită de rușine. Ajunse lângă ușa dormitorului, potrivindu-și manșetele și mânecile boțite, dar uitându-se mereu uluit la sofoaua pe care ia zăcea neclintită, cu capul spre dânsul, încât îi vedea numai creștetul puțin aplecat în dreapta, pieptul decoltat și rochia mototolită. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Milioane de gânduri îi ploau în minte și se ciocneau în zgomote surde. Când, după un răstimp, îi se mai potoli inima, observă că singurul zgomot în lume îl făcea respirația lui ostenită. Încolo, o tăcere blândă, moleșitoare. Chiar focul din cămin ardea acum atât de lin, parcă ar fi fost un foc imaterial. Numai căldura era sugrumătoare. Sudorile îi curgeau pe obraj ca lacrimile și totuși, mai rău, îl supărată cerea încât, ca să o alunge rostii, Marlen căutase să fie dulce și se spăimântă de glasul care parcă era al unui străin dușmănos. Își aminti că, tot astfel, îl mirease același glas, adinaur când, și deodată se simți copleșit de o rușine mare, parcă s-ar fi pomenit gol în mijlocul unei mulțimi bat jocoritoare. Își dădea seama că, deși avea ochii ațintiți asupra sofalei, sufletul lui nu voia să vadă nimica de frică, să nu trebuiască a înțelege prea curând. Madlen murmură apoi din nou, cu umilință, ca și când ar fi încercat să ispășească o faptă printr-un cuvânt. Câteva clipe a avut simultan toate incertitudinile, că trăiește și că e moartă, că a ucis-o și că n-a ucis-o, că nu s-a întâmplat nimic și că s-a sfârșit tot. În aceleași clipe însă își mai reamintea cum, pe când se nepustise asupra ei, îi stăruise în creier ca o poruncă, gândul că trebuie să o omoare și că totuși n-are să o omoară. Deodată, printr-un fior de spaimă, zări drept în față un tânăr cu părul negru, puțin vâlvoi, cu figura rasă, fină, ovală și răvășită, cu ochii rătăciți, îmbrăcat în frac, dar cu manșetele ieșite din mâneci, cu plastronul frământat și o aripă a gulerului, ridicată până la ureche, ca la eroi aristocratici în filmele americane, după o încăierare de box cu rivalul burghez. Tresări când își recunoscu chipul în oglindă. Bietul puiu faranga, făcut dânsul, schițând un surâs trist, pe care cel din oglindă îl întoarse prompt. Surâsul însă îi îngheță brusc pe față ca o mască. În oglindă, de pe sofa, cu capul plecat ușor într-o parte, Madeleine îl privea cu ochii foarte mari și albi și cu o figură parcă disprețuitoare. Buimăcit, porni spre ea, dar un zgomot îi reteză mișcarea. Brațul Madeleinei, alb și rotund, alunecase jos, oprindu-se pe gâtul ursului, parcă ar fi vrut să-l alinte. Acum puiul Faranga a avut fulgerător revelația realității. Ochii ei păreau vii, brațul ei s-a lăsat într-o mișcare vie și tocmai acestea îi spuse rămai limpede că nu mai e nicio speranță. Spaima că a stins o viață omenească i se răsucea în suflet ca un pumnal. Nu mai știa ce să facă și neștiința aceasta îl umplea de groază. Iar liniștea din prejur, îl sugruma. Întoarse deodată spatele cu o sforțare cruntă ca și când, și ar fi mult picioarele dintr-o țintuire și pornia afară pe ușa deschisă a dormitorului. Înșirea spinării, o mână urmăritoare îl trăgea înapoi. Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 2 Avea pașii șovăitori și clătinați ca un om beat. Trecu prin o daie de dormit, în care ardea un singur bec albastru, ochi pânditor. Apoi, printr-un salonaș întunecos, ieși în hol, unde era o lumină supărător de vie, și se repezi la o ușă închisă, în fața căreia se opri, parcă i s-ar fi sleit puterile. Pe urmă, totuși, se pomeni înăuntru, zvârlit ca de un vânt năprasnic băiguind. Tată! Tată! Bătrânul Policarp Faranga se ridică speriat de după birou. Văzând pe fiul său, îl apostrofă puțin nervos. Tu e fu? Când auzi glasul tatălui, puiul se simți mai zdrobit, groaza îi se risipi și făcu loc unei disperări amețitoare. Se apropie de birou și se prăbuși istovit în fotoliul larg de piele. Bătrânul, în picioare, îl examina ceremonios și jignit pentru necuvința lui de a se fi rostogolit pe scaun înainte să-l fi poftit era și el în frac, cu pieptul plin de decorații peste care se așternea barba ei maestoasă, argintie și deosebit de îngrijită. Îi plăcea să apară mereu serios și măsurat, nu numai în lume, dar chiar față de sine însuși. Înalt, robust, își purta cei 63 de ani cu o demnitate aproape trufașă, inspirând în jurul său respect spontan fiindcă puiul tăcea, își călcă pe inimă în cele din urmă și îl întrebă – Me par, donc, voyons par, qu'est-ce que tu as? Tânărul întoarse spre dânsul niște ochi stinși, rătăcitori. Se gândea cum să-i spună ce s-a întâmplat și nu găsea cuvintele potrivite. Izbucni fără șir. Tată, am făcut!" Nu știu. A murit Malen. Faranga parcă ar fi primit o săgeată în inimă. Se cutremură. Ce-ai zis? Madlen? Tu? Imposibil! Încercă să citească adevărul în ochii lui, dar puiul pleca să iar ia capul. Un răstimp, bătrânul mai stătu, frământând în minte serii de întrebări sprijinit cu amândouă mâinile de dunga mesei, înțepat ca un judecător fără experiență în fața unui acuzat misterios. În sfârșit, ocoli biroul, veni lângă puiul și l-apucă de umăr. Unde este? Nu termină întrebarea și nici răspunsul nu l-așteptă decât o secundă, ca și când mișcarea împrejurul biroului iar fi schimbat mersul gândurilor, pornind dată spre ieșire, lăsând ușa larg deschisă. Puiu căzuse într-o toropeală cenușie, neclintit, parcă habar n-ar fi avut pentru ce se află aici. Gândurile erau acum un haos apăsător, în care nimic nu izbutea să se închege într-o formă lămurită. Pe sub șuvoiul crâmpeielor de gânduri, însă sufletul lui înțelegea clar că tatăl său s-a dus acolo să vadă și să se convingă dacă e adevărat că Madlen astfel auzi foarte bine pașii rari apăsați ai bătrânului și simți că ușa a rămas deschisă. Pe urmă, deosebi glasul tantei Matilda, cu respirația grea și grăbită, de urcarea scării, scuzându-se că a întârziat, nu din vina ei, ci a șoferului care tocmai, când să plece, a găsit ceva de reparat la automobil. În sufletul lui Puiu răsări pe loc confirmarea. Da, nu mai ea e vinovată, căci dacă ea venea la timp, nu s-ar fi întâmplat nimica. Bătrânul răspunse ceva Matildei. Puiu nu prinse înțelesul cuvintelor dar auzind dată pe tante Matilde scâncindu-se, cu întrebări scurte, insistente, alergând după faranga. Glasurile și pașii lor se pierdură pe coridor sub cotropirea unui plâns ascuțit, prelung și săcăitor al jupânesei care, desigur, întorcându-se în budoar, a aflat pe stăpână să rece și a venit să dea alarmă. Urmă o tăcere și apoi niște fășâituri de pași sfioși. Puiu simțea că trebuie să fie feciorul care arde de curiozitate. Aceasta este înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Peste câteva momente, îl auzi în ușă zicând candid, M-ați sunat dumneavoastră, conașule?" Îi făcu semn cu mâna să plece. Feciorul închise ușa, fără zgomot, ca la o cameră de bolnav. Pe urmă, tăcerea se înțeleni grea, înăbușitoare. Biroul vast se împăienjenea într-un somn afund. Puiul, încremenit, nici nu mai cuteza să încerce vreo mișcare. Doar gândul că bătrânul nu se mai întoarce, îl ustura din ce în ce mai dureros. De la dânsul aștepta acum mântuirea. El însuși nu se mai simțea capabil nici măcar să cugete. De altfel, totdeauna, și mai ales în ceasurile grele, bătrânul singur lua hotărârile trebuincioase. Ceea ce îl îngrozea acum era că vremea trecea, atât de încet. I se părea că s-au scurs ore întregi de când a ieșit bătrânul. Licăriri de speranță îi înfloreau în inimă. Dacă nu vine, înseamnă că poate Madlen totuși n-a murit. Speranța însă îl întrista, pentru că o simțea deșartă și nu făcea decât să-i reamintească mereu întâmplarea pe care el se silea să o șteargă din minte. În sfârșit, nu mai putu îndura tăcerea. Se sculă, voia să plece, oriunde, dar să nu fie singur. Chiar atunci, apăru în ușă tatăl său, urmat de tante Matilda. Puiu, înțepenit lângă birou, cu ochii nerăbdători, spre bătrânul care trecu fără să-l privească. În schimb, Matilda plânsă și amărâtă, se repezi la dânsul și îl îmbrățișă ocrotitor. Ah, cel teribilă, malăr, povră petit puiu! Matilda era soră cu mama lui puiu. Rămase văduvă foarte tânăr și fără copii. Își împărțise toată inima ei între operele de binefacere și nepoțelul puiu, mai cu seamă că sărmănelul avusese nenorocirea în să piardă pe maică sa micuți de tot. Împlinea acum vreo 50 de ani. Era înaltă, uscățivă și nobilă, se înduieșa ușor și vorbea multe și nevrute. Auzind-o, faranga e zise supărat. Ai de tilda, ajunge! Să lăsăm lamentările! Tu du-te mai bine dincolo, că aici noi avem de lucru!" Mesi!" Messi, murmură Matilda, ștergându-și ochii. Povră, Madlen! O, oh, la povretă! Ce catastrofă! Iacă, plec! Puiule scump, fi tare! Durerile și nenorocirile pentru oameni sunt lăsate de Dumnezeu. Nu-ți pierde cumpătul și nu dispera! Povră, petit puișor! îl îmbrățișă iar și îl sărută, plângând pe amândoi obraji. Porni din ușă, mai zise bătrânului, Fii și tu calm, Poli, te implor, și dacă aveți nevoie de mine, să mă chemați negreșit. Liviu Rebreanu Ciulandra Capitolul 3 Policarp Faranga, umbla de colo până colo prin birou, cu mâinile la spate, cu fruntea în pământ, în vreme ce puiul stătea în același loc, urmărind din priviri toate mișcările bătrânului, grele, durerate. Părea că sub povara gândurilor, chiar silueta lui mândră se gârbovea văzând cu ochii. Niciodată faranga, în viața ei bogată, totuși în evenimente, nu primise o lovitură atât de neașteptată și de cruntă. Puiu îi fusese toată nădejdea, mai ales de când anii se mulțiseră pe umerii lui. El era singurul vlăstar al familiei Faranga și, prin trânsul, familia aceasta de obârșie străveche boierească trebuia să se perpetueze. Cu nimica nu se mândrea mai mult bătrânul decât cu neamul său. Își urmărea ascendența până la Vlad Țepeș. Descoperise undeva și povestea bucuros oricui că apricul voievod muntean ar fi dat odată boierilor drept pildă de cinste și credință pe un faranga. În cursul veacurilor, familia a sărăcit de câteva ori, dar totdeauna a știut să-și păstreze nepătat numele. Moștenise împreună cu un frate o avere frumoasă, dar fratele s-a propădit în vârstă plăpândă și așa a rămas el singur cu numele și averea familiei. S-a însurat pe la 30 de ani, după ce a gustat toate plăcerile vieții ușoare, obligatorii pentru oamenii bogați și fără ocupație. Olga Dobrescu Ființă gingașă, a fost o soție ideală, bună, frumoasă, indulgentă, cu avere. Închidea ochii la numeroasele escapade pe care poli le-a continuat și după căsătorie. În al patrulea an a venit pe lume Puiu, iar după alți patru, Olga s-a stins. De-abia când a pierdut-o pe ea, a dobândit dragostea cea mare pentru copil. Și a înțeles însemnătatea lui pentru viitorul familiei. Tot atunci, a pus cruce și vieții ușoare, intrând în politică, spre avea o meserie. Cu avere și nume, a făcut repede carieră. Urmase odinioară niște vagi cursuri de drept. Dar, firește, fără a practica vreodată avocatura, diploma îi oferea acum posibilitatea să se considere și să fie considerat jurist. I se descoperi, de către prieteni și ziariși binevoitori, chiar un oarecare talent oratoric. Și astfel, toată lumea aplauda când, printr-o împrejurare fericită, i se încredință portofoliul justiției. Deveni omul serios și grav care a rămas până azi. Purta, de când se însurase, ca un trofeu, o barbă superbă. Ea i-a câștigat o dinioară celebritatea bulevardieră bucureșteană, cea mai frumoasă și mai îngrijită barbă din România. Tot ea i-a împrumutat acum bună parte din prestigiul necesar unui om politic cu răspundere, pentru că sub ministeriatul său de câteva luni s-a votat o lege bună, s-a ales cu stima cercurilor judecătorești și epitetul măgulitor, omul justiției. Nici nu se mai putea închipui să se facă ceva în domeniul dreptății, fără a se cere părerea lui autorizată, fie la putere, fie în opoziție. Puiul a crescut înfășurat în dragostea lui idolatră iubea întrânsul, nu numai pe copilașul său și amintirea mamei copilașului, ci și pe continuatorul neamului. Se iubea pe sine însuși. Îi părea rău de viața de odinioară și îl muncea teama să nu se răsfrângă asupra copilului păcatele tinereții lui desfrânate. Băiatul era plăpând, ca și maică sa, și din pricina aceasta l-au crotit mai sărguitor. În mers mașinal, faranga își depăna amintiri și frământare grete. O clipă se opri și se uită plin de duioșie la puiu care stătea mereu în picioare, pironit într-o așteptare tulbure. Îi șopti plând. Șezi, puiule! Tânărul Răspunse cu o privire întrebătoare, se așeză. Bătrânul însă își reluă plimbarea, ca și când, mergând în trecut, ar fi vrut să ajungă la o țintă în viitor. Toate ocrutirile lui zadarnice au fost. S-a gândit să-l însoare cu o fată prin care să regenereze și împrospăteze sângele neamului. Căsătorile între odrasle de familii prea vechi dau progenituri șubrede. Când e prea albastru, sângele e un stigmat de degenerescență. L-a însurat de timpuriu, tocmai ca să-l ferească de viața pe care a dus-o el însuși. Puiul, totuși, a urmat tradiția. Castincia nu l-a împiedicat, ba l-a stimulat și l-a adus în halul de azi, faranga se așeză deodată la birou, calm, hotărât. Puiu căută să-i întâlnească privirea și nu reuși. Bătrânul stătu câteva secunde pe gânduri, ca și când ar fi căutat o frază sau un cuvânt, apoi luă brusc telefonul. Alo, centrala? Dă mi te rog, prefectura poliției pui un galbeni. Realitatea întreagă îi se înfășură la auzul unui singur cuvânt, bâlbâi spăimântat. Ce vrei să faci, tată?" Faranga răspunse în telefon. Dăm pe domnul prefect." Și peste un minut. Domnul prefect? Aici Policarp, Faranga." Da, chiar eu sunt dragă, Nicule." Nu, n-am plecat. Și nici nu mai pot pleca. Eram tocmai îmbrăcați, dar s-a întâmplat o mare, foarte mare nenorocire în familie. Ba da, nu exagerez deloc. Foarte mare, repet. Închipuiește-ți, copilul meu, puiul, într-un moment de rătăcire, desigur, a omorât pe Madlen, pe nevastă sa. Aparatul îi tremura în mână se uita vorbind în ochii lui Puiu care se zbuciuma să-i ghicească gândul. Da, într-adevăr, de necrezut. Și cu toate astea, te rog dar să te osternești numai decât până la mine, să vedem ce de făcut, te rog. Firește, evident, trebuie să aduci și pe procurorul de serviciu așeză receptorul pe furcă și rămase cu mâna întinsă și cu ochii țintă la puiu. L-ai chemat să mă aresteze?" întrebă tânărul, fără pic de sânge în obraj, cu glasul răgușit. Faranga a avut un zâmbet straniu. Tu, nu te așteptai la urmări?" La nimic?" Da, Ba da!" murmură puiul, după o pauză frânt, plecând capul. Sper că-ți dai seama ce ai făcut!" Am greșit!" șopti puiul, mai răgușit ca din aur. Ei bine, ești un asasin!" Scrâșni bătrânul, parcă ar fi smuls cuvântul cu un vârf de cuțit un faranga, ucigaș ordinar, ca orice derpedeu. Ah! Sfărmă între degete o foaie de hârtie, se potoli îndată și adăugă. Dar acum nu mai e timp de pierdut cu vorbe zadarnice. În zece minute prefectul va fi aici. Până atunci trebuie să te hotărăști și să alegi. Puiu ridică o privire uluită. Ce s-a legtată? Bătrânul Faranga își reveni încurcat. Așa-i, încă nu-ți spusei. Mi s-a părut că... Zăbuvi puțin până să-și ordoneze gândurile. Apoi se sculă, se apropie și se lăsă în fața lui pe celălalt fotoliu. Urma cu o voce moale în care era și imputare și milă. Nu te-am de deloc. Adevărat. Nu te-am întrebat nici de ce ai omorât-o și nici cum ai omorât-o. Ar fi fost de prisos. Moartea vorbește mai elocven ca toate frazele, și totuși, nu pot să nu mă întreb mereu pe mine însumi: Cum s-a putut găsi un om și încă copilul meu care să asasineze? O ființă atât de bună ca Madeleine, pe mădălina noastră, care ți-a tolerat tot, tot, care n-a vrut nici măcar să audă toate murdările tale, multiple și continue. E extraordinar, pur și simplu extraordinar. Nici eu nu știu, tată, zise foarte sincer tânărul, frângându-și mâinile și abia reținându-și lacrimile. Cred! Cred! Aprobă faranga și cu capul și cu vorba. Da, a fost o rătăcire. Un moment de nebunie subită. Numai așa s-ar putea explica o faptă atât de inexplicabilă și o crimă atât de monstruoasă. Căci, oricât de ticălos era și altfel, de o înșelai cu toate femeile posibile și imposibile, Aveam impresia că, în fond, tot pe Mădălina o iubeai cu adevărat. Lasă că nici nu se putea să nu o iubești. Cine a cunoscut-o, a îndrăgit-o. Și apoi, tu însuți doar din iubire ai luat-o. Am iubit-o mult. Ne spus de mult, tată. Făcu puiul cu ochii în gol și parcă pipăindu-și sufletul. Mult de tot, și cu toate astea, vezi bine cum tăcu și apoi adăugă aproape în șoaptă. Poate că mi-am pierdut mințile. Bătrânul a avut o tresărire și, ca și când i-ar fi părut rău că s-a muiat, vocea i redeveni aspră. Toate acestea sunt acum vorbe sterpe. Realitatea este că vine prefectul cu procurorul. Crima naște ispășirea. Va să zică șovăi. Poate că nici el nu era pe deplin lămurit ce era. Scormonea cuvinte ca să-și lege între timp ideile. Trebuie să înțelegi că asemenea faptă nu poate rămâne fără sancțiune. N-ar fi fost oare mai bine să mă sinucitată, întrebă puiul deodată cu o lucire în ochi. Faranga îl privi lung și puțin disprețuitor. Ar fi fost o soluție și asta evident, dar acum e prea târziu. Cine știe dacă ar fi fost cea mai bună? Mi-ai fi ușurat situația pentru moment. Și totuși, aș fi rămas fără nicio umbră de speranță. De altfel, sinuciderea e un gest spontan, ca și uciderea, dacă n-ai fost capabil să o execuți imediat. Disprețul din privirea bătrânului și ironia cuvintelor lui întărâtă pe puiu. Mă crești și lași, tată?" Asasinii sunt de obicei lași," ripostă faranga, cu o răceală tăioasă. Tânărul, biciuit, sări în picioare, încercând să protesteze. Stai jos, porunci tatăl. Nu-ți lua aere de cavaler fără prihană. Că nu te-au prins niciodată și cu atât mai puțin te-ar prinde azi. Ce Dumnezeu, tot nu pricepi? Dacă dumneata crezi că, în situația în care am ajuns, n-ai nimic mai bun de făcut decât să mă insulți? Faranga îl întrerupse cu o vioiciune surprinzătoare, copleșit deodată de durere și cu un glas muiat în lacrimi. Ah, dar tu, cât mi-ai insultat inima cu fapta asta mărșavă! Ai zdrobit tot, puiule, tot ce am crezut că am și tot ce nădăjdeam în viitor!" unicul copil al lui Policarp Faranga. E un ucigaș ordinar. Îți dai seama ce poate să însemne asta pentru mine și barem -mi dacă ai fi avut o nevastă păcătoasă. Dacă te-ar fi înșelat sau ți-ar fi făcut alminteri, viața amară, dar aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Madlena a fost un înger. O știe toată lumea. Peste putință să te gândești că ai convinge pe cineva că e la mijloc. O crimă pasională, care oricum ar fi mai scuzabilă până la un punct. Nu, e o crimă ordinară, odioasă, îngrozitor de ordinară. Se opri să se reculeagă. Era frică să nu-l podidească plânsul. Puiu, însuși, se ghemui în fotoliu, simțind în spinare ca o apăsare cumplită, greutatea faptei din ce în ce mai mare. Și totuși, ești copilul meu!" și trebuie să cau să te salvezi. Reluă faranga cu emoție stăpânită. Altfel ar fi să te aresteze, să te arunce în pușcărie. Să se facă o instrucție cu răscoliri de săltare și apoi un proces în stil mare, cu masă specială pentru ziariști, cu scormonirea tuturor intimităților și tainelor familiei. Asta însă, ar însemna terfelirea definitivă și pentru totdeauna a numelui Faranga și scoaterea noastră din rândul oamenilor de omenie. Prin urmare, asta nu se poate. Rămâne cealaltă modalitate, singură. Tânărul nu se mai mișcă. Parcă ar fi înmărmurit în fața perspectivelor pe care el însuși le avusese confuze și care, prin glasul tatălui său, deveneau de o claritate exasperantă. Un faranga nu poate să fie un criminal de rând, urmă bătrânul mai energic. Nu se poate! Și dacă totuși un faranga a săvârșit o crimă de rând, n-a putut o face decât din nebunie. Un moment de nebunie criminală e admisibil într-un neam, al cărui sânge prin vechime s-a sărbezit sau s-a îngroșat prea mult. Ca și când n-ar fi înțeles bine, puiul întrebă cu mai multă mirare în ochi decât în glas. Vrei să mă declar nebun? Vreau să te salvez, accentuă tatăl. În loc să mergi la închisoare, vei merge într-o casă de sănătate, unde vei sta sub observație medicală un răstimp. timp. Pe urmă te vom interna pentru câteva luni, să zicem, într-un sanatoriu bun, undeva în străinătate. Și astfel vei putea începe o viață nouă, cu un nume care nu va fi fost degradat cu totul. Va depinde numai și numai de tine să dovedești lumii că fapta ta de azi a fost o rătăcire nenorocită. A ah, firește socoteala cu tine însuți, cu sufletul tău? Hai să-ți o faci singur. Ispășirea inevitabilă pentru imensa ți nedreptate față de sărmana Modelina se va depăna în conștiința ta fără ca eu să-ți mai pot fi de ajutor. Puiu deschise gura să zică ceva și rămase cu gura căscată parcă i s-ar fi încleștat fălcile bătrânul, aștepta răspuns și se supără când, în sfârșit, îl auzi în formă de întrebare timidă. Adinauri, m-ai îndemnat să aleg? Da, făcu faranga. Posibil. Acum însă te sfătuiesc. Mai mult îți cer să nu alegi. Trebuie să faci cum am hotărât eu căci în joc nu ești doar tu, cu persoana ta, ci sunt și eu și împreună cu noi toți strămoșii noștri, prin urmare, prin urmare, trebuie să fiu nebun, murmură puiul, abătut, uitându-se peste capul bătrânului într-un gol îndepărtat. Mai bine nebun decât ocnaș, răsună crunt răspunsul tatălui. Se făcu o pauză lungă. Apoi, glasul lui Puiu ca o tânguire. Și dacă nu voi reuși, trebuie, porunci faranga. De alminteri, despre asta răspund eu. Țara îmi datorează măcar atâta în schimbul serviciilor multe ce i le-am adus. Iar se făcută cere. În aer, plăteau întrebări îndoieli și speranțe într-un văl mășag apăsător. Apoi, în clipa când puiul vrut să mai spună ceva, apăru în ușă feciorul. Conașule, a venit domnul prefect. Amândoi tre tresăriră ca deșteptați dintr-o lume străină. Da, bine, zise faranga, reculegându-se, cu o emoție care îi schimba glasul. Tu așteaptă-ne aici, adăugă către puiul. Mă duc cu ei întâi acolo. În orice caz, curaj și încredere. Aranjează-te puțin până ce venim. Plecă repede. Mersul grăbit îi ședea rău și îi micșora gravitatea. Feciorul, înainte de a închide ușa, aruncă o privire curioasă și înfricoșată spre puiul. Liviu Rebreanu, Ciuleandra, capitolul 4 Imposibil! Se cruci prefectul strângând mâna lui Faranga cu efuziune și compătimire. Ce catastrofă, dragul meu! Tocmai povesteam procurorului, ce mi-ai telefonat și nu ne venea deloc să credem. Apropo, să-ți prezint pe procurorul Săvulescu, un băiat foarte de ispravă și cu atât mai atins de întâmplarea asta nenorocită, că doar tu, pe când erai la justiție, l-ai adus în București. Faranga îi dădu mâna și zise foarte încet, Să vă conduc să vedeți cât te compătimesc, dragă, Poli!" șopti prefectul, într-adevăr mișcat și simțind nevoia să-și spună durerea. Acolo stătură numai câteva minute, umplute de explicațiile franco-române ale tantei Matilda, care plângea și vorbea, chema mărturia jupânesei, evoca amintiri din viața ei și scene de iubire dintre Madlen și Puiu, apoi iar plângea și iar vorbea. Faranga încercase să-i mai stăvilească avântul, dar în zadar. Ea continua cu mai mare dezinvoltură, pentru că prefectul, amabil, o admira, iar procurorul, timid, o aproba. În cele din urmă, Faranga îi pofti în biroul său lăsând acolo pe Matilda cu jupânea sa. Intrarea lor îngrozi pe puiu atât de mult că și uită să se scoale. Prefectul se duse la dânsul, îi luă mâna, i-o scutură și spuse tare ca și când ar fi vrut să risipească puțin atmosfera grea ce stăpânea. Ce a fost asta, puiule? Nu, stai jos, nu te scula îmi închipui cât trebuie să fii dezdrobit. se întoarse către procuror. Dietul băiat, ce nenorocire! Vezi, asta se cheamă ceasul rău, dragă procurorule! Puiu se uită furiș la procurorul, care părea tânăr, cam rigid și prea serios pentru vârsta lui. Avea niște ochi căprui cu minți și potoliți. Era blond și foarte sfios. Nu știa ce să facă. Purta respect și recunoștință bătrânului Faranga, a cărui bunăvoință i-a consolidat cariera încât s-a putut căsători cu o fată bogată. Se gândea că s-ar cuveni să se apropie și el de copilul lui Faranga. Se zică două vorbe bune, dar, pe de o parte, Nimeni nu făcuse prezentările obișnuite și, pe de altă parte, el se afla aici, în exercițiul funcțiunii și, deci, nu putea să înceapă relații cu un inculpat, chiar dacă inculpatul era fiul binefăcătorului său. În schimb, prefectul lui Nicolae Spahiu nu îi tăcea deloc gura. Prieten din copilărie cu faranga avea totdeauna ținută militărească era chiar colonel în retragere și inimă de aur. Stăteam gata să plec la palat când mi-ai telefonat, povestea dânsul. Dacă întrebai peste cinci minute, nu mă mai găseai. De altfel, văd că și voi. Se zice că, fiind primul bal, va fi relativ puțină lume. Numai miniștri, diplomați, înalți demnitari. În sfârșit, tot ce există mai select. Dar ce să ne mai gândim acum la balul curții? O, oh, Doamne, bietul băiat! Uite așa pică nenorocirile pe capul omului, când nici nu le aștepți. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. În sfârșit, să ne întoarcem la datorie. Datoria mai presus de toate. Nu-i așa, dragă, procurorule? Ei, va să zic că eu aș propune să simplificăm pe cât se poate formele, pentru că e vorba de o întâmplare nenorocită, atât de evidentă și, având în vedere că e la mijloc copilului Faranga, ar trebui, cred. Să încheiem repede un proces verbal în care să înregistrăm toate împrejurările și apoi, pe baza procesului verbal, să clasăm afacerea fără întârziere, ca să nu mai sporim durerea oamenilor prin tărăgânele obositoare. N-am zis bine, domnule procuror? Procurorul schimba fețe-fețe. Nu îndrăznea să zică nu, dar nici nu-și putea însuși ușurința care prefectul închidea o chestiune atât de gravă. Prefectului îi venea alesne să vorbească, fiindcă nu avea nicio răspundere, pe când el, din fericire, faranga interveni îndată cu toată energia. Nu, dragă, Nicule, asta nu e o soluție. Oricât ar fi de evidentă nenorocirea, legea rămâne lege. Și trebuie respectată. Dacă nu e vorba de o crimă ca oricare alta, nu e mai puțin adevărat că un om a suferit o moarte violentă de mâna altui om. Firește, o clipă de rătăcire, dar, înainte de toate, deci, făptuitorul trebuie internat într-un sanatoriu, cred eu, ca să fie examinat asupra responsabilității penale. Pe urmă, se va vedea întrucât și ce alte măsuri vor fi de luat. Exact, excelență, izbucni procurorul ușurat, cu o vioiciune aproape nefirească. Prefectul însă se supără. Furci poli, nu umblați cu de-asta. Se poate? Băiatul Faranga internat în casă de sănătate? Mă jigniți dacă insistați. Nu-i el sărac cu destul de prăpădi sufletește? Nu, zău poli, dar ai niște idei. Nu-ți recunosc, e frumoasă atitudinea ta de senator român, gata să-și osândească propriul copil numai ca să respecte legea. Dar nu uita că vremea senatorilor români s-a isprăvit și gestul tău n-ar face decât să ofenseze o familie nobilă și unică în România. Faranga rămase inflexibil spre marea bucurie a procurorului, care începuse a se teme că în toată afacerea asta s-ar putea să ajungă el, Țapul ispășitor, încât să se pomenească transfera din oficiu în cine știe ce târgușor din fundul Basarabiei. În cele din urmă, ce dă și prefectul dar nu din convingere, ci numai în semn de admirație pentru atitudinea de senator român a prietenului Faranga. Așa, apoi, hotărârea să instaleze pe puiu în sanatoriul demarat de la șosea. Bravo, strigă prefectul, la demarat. Ne-a fost doar și coleg la Sfântul Sava. Îți aduce aminte, Poli? Acolo sunt sigur că băiatul are să fie foarte bine îngrijit. Așa da, suntem de perfect de acord. Bătrânul puse la dispoziție mașina lui, ce se afla chiar la scară și destul de încăpătoare pentru toți. Atât mai bine, zise prefectul, înviorat de tot, că mașina mea, adică a prefecturii, a ajuns obiect de muzeu așa e de hodorogită. Puiul tăcuse toată vremea, deși prefectul încercase în câteva rânduri să-l atragă în conversație. Numai în momentul plecării spuse tatălui său că ar vrea să se schimbe puțin. Prefectul se oferi să aștepte, dar faranga, doritor să sfârșească mai repede, răspunse că acum e prea târziu și că mâine Dis de dimineață, îi va aduce chiar dânsul tot ce-i trebuie. În hol, în capul scării, se întâlniră cu Matilda, sosită tocmai să se intereseze și să afle ce au stabilit. Când auzi că puiul pleacă, îi veni să leșine, se aruncă în brațele lui, îl sărută cu multe lacrimi și declară apoi categoric că numai peste corpul ei vor trece. Pe faranga, scena îl enerva pentru că Tilda se făcea de râs în fața servitorilor. Trebuie intervenția gentilă a prefectului ca să o potolească. e tranquil, chère madame. Tu a tranquil. Se ne rien, un petit Vous savez, enfin, en rien. Îi sărută degetele cavalerește, bătând din călcâie ca un sublocotenent de roșiori. Matilda se înduioșă. Era foarte sensibilă la amabilitățile bărbaților. Totuși, mai vărsă câteva rânduri de lacrimi până se dea drumul. Grupul coborâ pe scara de marmură albă sus, Atilda plângea și murmura neîncetat. Oh, povră, povră pe puiu. Liviu Rebreanu, Ciuleandra, capitolul 5 Puiu lua loc pe strapontina din spatele șoferului. Alături, pe cealaltă, o ocupase procurorul. Bătrânul Faranga poruncise de cum ajunsese jos. La sanatorul demarat, Alexandre. Mașina porni cu o ușoară smucire. Pe puiu, el însuși, experimentat conducător, îl supără greșeala șoferului. – Ce-o fi având Alexandru astă seară? – își zise dânsul, abia stăpânindu-se să nu-i facă o observație – în fața tuturor. Apoi, numai decât, revenindu-și, urmă în sine. Dar ce mă interesează pe mine acum lucrurile astea? Trebuie să fiu smintit, să-mi bat capul cu fleacuri, când pe conștiința mea apasă o crimă. Poate că chiar șoferul din pricina asta e emoționat. În aceeași clipă, observă că mai este cineva lângă Alexandru. Cine-o fi? se gândi el și întrebarea, ca o muscă obraznică, îl urmări stăruitor și cu atât mai mult că acum, în automobil, nimeni nu mai scotea un cuvânt, parcă ar fi fost un convoi funebru. Numai motorul alerga înăbușit și indiferent ca un cal bătrân și cu minte. Automobilul aluneca, tăcut și grăbit, pe bulevardul Colței. Zăpada mare din ajun lăsase pe macadam bălți, pe care roțile mașinii le împrăștiau cu fâșâituri vertiginoase. Farurile își proiectau luminile albe pe sub rarele felinare electrice suspendate în văzduh. Din piața Victoriei trecură pe șosea și apoi, în câteva minute, mașina coti într-o stradelă tăcută, întunecoasă, și opri înaintea unei case cu grilaj înalt și cu un bec aprins deasupra porții. Toți coborâră, numai puiul rămas în spatele șoferului, oprit acolo de mâna bătrânului. Sună, băiete, mai sună!" insistă glasul prefectului nerăbdător. În poartă, sub lumina becului, apăru o soră de caritate, tânără și puțin speriată. Prefectul schimbă cu ea câteva cuvinte, apoi cu faranga. Apoi, ceilalți intrară înăuntru, iar bătrânul veni la mașină, murmurând. Ai de puiule!" Portiera a rămase deschisă, pătrunseră într-un coridor larg, curat, cald, în care pașii lor răsunau gol, în dreapta și în stânga, uși albe cu numere negre. Apoi, în pragul unui hol luminos, ajunseră din urmă pe prefectul, care parlamenta cu un tânăr în halat alb, înalt, slab, blond. Plictisit, dar silindu-se să fie foarte amabil și porniră cu toții mai departe pe coridor, înainte, până în fund. Altă soră de caritate, grasă și bătrâioară, preceda grupul, dădură într-o încăpere cu anticameră. Puiu o cuprinse dintr-o ochire. Avea o singură fereastră largă și înaltă, cu dese și groase, un lavabou de fier vopsit în alb, patul de asemenea alb și de fier, între fereastră și pat, lipită de perete, o masă învelită cu o față albă, peste care era întinsă o mușama cu flori mici. Pe masă, o carafă de apă și două pahare, câteva scaune de trestie, un cuier cu picior, în colțul de lângă fereastră. Asta ar fi, mă rog, camera de observație, zise doctorandul, uitându-se pe rând la toți, ca și când ar fi vrut să ghicească pentru cine trebuie camera. Prefectul se învârti de aici colo în odaie și, drept încheiere, strâmbă din nas. Nu prea e strălucită, dar, în sfârșit, internul ridică din umeri. Regret, domnilor, atâta avem, atâta putem oferi. Faranga, încurcat și jenat, se uita prejur. în vreme ce procurorul, în ușă, părea să cerceteze mereu gratiile de la fereastră. Prefectul se apropie de domnul în halatul alb. Ascultă, tinere, mă cunoști? Eu sunt prefectul poliției, iar dumnealui e domnul Policarp Faranga, fostul ministru al justiției. Prin urmare, vă pun în vedere să aveți grijă ca de ochii din cap de clientul dumneavoastră. Uite, dumnealui! Arătă pe puiu cu un gest triumfal. Internul răspunse jignit. Noi aici ne facem datoria, în toată conștiința, domnule prefect. Ce datorie, domnule? Se încruntă prefectul. Datoria să vă faceți cu clienții adunați de pe ulițe. Acum e vorba de chiar fiul domnului Faranga și deci trebuie să vă dați o stenalea, să se simtă la dumneavoastră ca acasă. Și fără să mai aștepte vreun răspuns, se întoarse la Faranga. Acum, dragă Poli, pe mine să mă ierți. Trebuie să plec, știi, nu pot lipsi de la palat. Înțelegi situația mea? De întârziat, tot am întârziat. Dar pentru un prieten vechi? Da, da, șopti bătrânul. De altfel, plecăm cu toții. Puiul deocamdată nu mai are nevoie de nimeni. Mâine dimineață voi trece eu pe aici și. se întrerupse a avut o șovăire. Apoi îmbrățișă lung pe puiul murmurând. Curaj, mon enfant! E... Adumă! Iși îndată, din odaie, fără să mai întoarcă capul. Prefectul mișcat strânse cu putere mâna lui puiul. Sus inima puiule! Fii militar și n-ai nicio grijă! Ca să nu rămână mai prejos, și de alminter mulțumit că lucrurile s-au isprăvit cum trebuia, încât nu mai era frică de nimic, procurorul se grăbi să strângă și el mâna tânărului Faranga. Doctorandul își mai roti ochii prin odaie să vadă dacă toate sunt în ordine, și trase brusc ușa. Puiu, se pomeni singur, în același loc fără a fi rostit o vorbă. Mai stătu un răstimp așa, apoi își puse mașinal paltonul și pălăria în cuier și începu să se plimbe prin odaie. Se simțea atât de frânt ca și când toată ziua ar fi tăiat lemne. Se opri lângă noptieră, cu ochii spre ușă. Îl dureau picioarele și în ceafă avea o strânsoare de clește rece se dezbrăcă repede și se vârâ în așternut. Nu putea gândi nimic. În creier, parcă i s-ar fi adunat o mlaștină în care se scufundau, fără urme, toate crâmpeele de imagini. Becul electric, atârnat în tavan, îl supăra. Îi trecu ca o fulgerare să se dea jos, să-l stingă. Ochii, instinctiv, îi alunecau pe pereți, să vadă unde e comutatorul, dar privind, uită ce caută. se întoarse cu fața spre zid și închise ploapele. Îi rămase fluturând în minte că niciodată n-a putut adormi cu lumina aprinsă și o teamă că nici acum nu va putea. Și a dormit îndată. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul...